Scutul patriei. Radio revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. În baza activității pe care le aveți dumneavoastră și a deplasărilor pe care le-ați efectuat în afara hotarilor țării noastre, puteți să ne spuneți cum sunt priviți militarii Armatei Naționale acolo? Hai să zicem că din martie 2003, Centrul ProMarshall a devenit membru al Consorțiului Parteneriatul pentru Pace și tot din 2003 eu am devenit membru al grupului internațional de lucru combaterea terorismului și evident că la aceste întrevederi sau, hai să zicem, în această postură am avut multiple posibilități să particip la un șir de evenimente cu colegii mei din cadrul serviciilor speciale, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupție. Militarii noștri oriunde nu i-aș fi întâlnit și în orice format nu era, ca participant, ca invitat, ca lector. Sincer să vă spun, mereu mi-a făcut o mare plăcere să aflu că ei sunt foarte buni. În vizitele la instituțiile internaționale la care am fost, am auzit deseori că militarii de Republica Moldova sunt profesioniști, că au o pregătire bună, fac prezentări și se prezintă foarte bine. Îmi pare bine că majoritatea organizațiilor am auzit astfel de cuvinte bune și, prin urmare, eu cred că de la astfel de situații sau de gânduri bune, militarii noștri pot deveni niște manageri buni în continuare. De ce e că numai prin manageri buni noi putem atrage aceste investiții străine care ne-ar ajuta mai mult la realizarea reformei militare, la modernizarea armatei, la instruirea efectivului, la experiența acestor în reformarea instituțiilor de securitate și așa mai departe. Aș fi vrut să fac o remarcă la acest capitol ce ține de participarea militarilor noștri la diverse misiuni și despre cunoașterea bună a limbii engleze a militarilor noștri. La aceste instituții militare, non-militare, unii nu ne-am fi întâlnit, eram foarte mândră că militarii noștri făceau niște prezentări extraordinar de bune în limba engleză și aș vrea să mai menționez un fapt că mulți dintre militarii noștri după trecerea rezervă primesc propuneri de a activa în instituții internaționale, de a participa la proiecte și cercetări internaționale datorită nivelului înalt de profesionalism și calificare. După părerea dumneavoastră, care este cea mai importantă reformă care trebuie să o implementeze Armata Națională în cel mai apropiat viitor și de ce? De cea mai importantă reformă care trebuie să o implementeze Armata Națională în cel mai apropiat viitor ar fi trecerea armatei de la serviciu militar obligatoriu la sistemul completării structurilor cu militari în bază de contract pentru a răspunde cerințelor social-politici și militare, interne și internaționale, în conformitate cu evoluțiile mediului de securitate. Și ultima întrebare, participarea militarilor moldoveni la misiunile internaționale sub egida ONU sau OSCE este o încercare timidă sau o confirmare a statutului de furnizor de securitate? Aș spune că participarea moldovenilor la misiunile internaționale sub egida ONU și OSCE până când chiar este o încercare timidă de a contribui la asigurarea securității naționale și internaționale prin faptul că participă Moldova la aceste misiuni cu un număr extrem de limitat de militari. Datorită colaborării bilaterale și internaționale a statutului nostru sau a colaborării statului nostru cu alte state, nivelul de pregătire a militarilor moldoveni a permis participarea eficientă la aceste misiuni internaționale. Dar eu consider că situația se va schimba în urma angajamentului asumat recent de către Republica Moldova în procesul de negociere a planului de asociere cu Uniunea Europeană. Deci aceasta și este a treia opțiune pentru care am optat la cea mai rotundă din 1 noiembrie. Un drum mai lung decât destinul, abia la capăt s-a evit seninul, o stea în plus pe epoleți și un pluton format din brac băieți. Cizmele de vreme lustruite, oglindă tâmplei încărunțite, cu pieptul deschis înainte,
cu fruntea vorbesc cuvinte. Sunt cel care am fost și care am să fiu. Sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Neprihănită-i dragostea de întâi, nestăvelit e dorul de copii, eternitatea cade peste țară, necântărită e a ei povară, pe umeri ne descade onoare, de a zâmbi chiar și atunci când doare, de a rezista când nu se mai rezistă, de-a lacrima ascuns într-o batistă. Sunt cel care am fost și care am să fiu. Sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri, se duc pe o vară, se duc pe un an, și cad pentru țară, și cad pentru neam. Sus, patrie, sus, mulți dintre noi s-au dus, și mulți dintre noi vor reveni, te vor slăvi, te vor slăvi, te vor slăvi. Ei sunt pe pământ, ei sunt și în cer, iar numele lor e de ofițer, cu pieptul deschis înainte, cu fruntea vorbesc cuvinte. Sunt cel care am fost și care am să fiu. Sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez. Sunt cel care am fost și care am să fiu. Sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer.